Acum privim spre cer sfios ca într-o oglindă și multe lucruri ni se par de neînțeles. Adesea nedreptatea încearcă să învingă, fiindcă rodul muncii încă n-am cules. Va fi o zi când vom vedea față-n față, când vom primi răspuns la mii de întrebări. Dar până atunci trăim crezând, privim prin ceață la lucruri ce se par îndepărtări. De ce-i atâta sărăcie între noi oare? De ce săracii mor de foame printre noi? Iar unii se desfat în lux și în îmbuibare, pe alții lasă chiar să moară în nevoi. Va fi o zi când vom vedea față-n față, când vom primi răspuns la mii de întrebări. Dar până atunci trăim crezând, privim prin ceață la lucruri ce se par îndepărtări. Să nu mai fie în lume ură, să nu mai fie între frați, să nu mai fie aurul închis în zgură și robii toți să fie odată deslegați. Va fi o zi când vom vedea față-n față, când vom primi răspuns la mii de întrebări. Dar până atunci trăim crezând, privim prin ceață la lucruri ce se par îndepărtat de Dumnezeu ca și Sodoma. Pământul s-a umplut acum de urciuni, dar iată ce-a dus păcatul printre oameni, dureri și nesfârșite amărăciuni. Va fi o zi când vom vedea față-n față, când vom primi răspuns la mii de întrebări. Dar până atunci trăim crezând, privind prin ceață la lucruri ce se par îndepărtări. Va fi o zi când vom vedea față-n față, când vom primi răspuns la mii de întrebări. Dar până atunci trăim crezând, privind prin ceață la lucruri ce se par îndepărtări. Dar până atunci trăim crezând, privind prin ceață
la lucru ce separ îndepărtări.